bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Literatura nu este o slujbă eternă, cu simbrie. De aceea Mircea Dinescu rămâne pentru noi un mare poet, indiferent că între rundele de scris face politică, gătește, se revoltă sau e doar ironic. Iubește, zâmbește sau, mai nou, acordă note în show-uri de televiziune. Dragi prieteni, bună dimineața! Poetul acesta se înfățișează ca o ființă de o neverosimilă libertate, scria în urmă cu mai bine de 3 decenii Marin Preda despre invitatul meu din această dimineață. Astăzi, la fel de liber, dar mai înțelept și poate că un pic mai blând, Mircea Dinescu la mic dejun. Bună dimineața, bun venit! Nu cred că sunt mai înțelept acum, cred că la 17 ani eram mult mai înțelept și mai blând. Am făcut o promisiune prietenilor care stau cu noi sâmbătă de sâmbătă la 10 fix să-și ia cafeaua. Am zis așa, nu mă interesează absolut deloc cum e cu politica, cum e cu afacerile, nici cu bârfele deșuchiate că-i plin de ele peste tot. Și am promis că le dau înapoi un Mircea Dinescu pe care ori nu-l știau, ori l-au uitat. E adevărat că multă lume vorbesc de oameni. Să ne luăm cafeaua, bună dimineața. Da. Eu vreau un expreso scurt, dacă ai, cu miere. Cu miere? Mie, ca de obicei, cappuccino și croissant. Da. Titlul acestei emisiuni l-ai luat de la filmul ăla celebru, nu la mic dejun, la Tiffany. Exact. Da. Aș fi vrut și tu joci în rolul, cum o cheamă? Aș fi vrut eu să joc în diva aia, deși e cam... căutată. Mie mi se pare că tu arăți mai bine ca acum câțiva ani, de când faci emisiunea asta. Serios? Împriește, adică. Păi, da. Acum 20 de ani fix ne-am văzut într-un platou. N-am numărat locurile și situațiile în care ne-am văzut de atunci încoace, dar era exact 1997. Pe muche 20 de ani, Dumnezeule, că eram tineri de tot. Tinerețea e o... N-am zis-o cu nostalgie. O prejudecată, zic eu. Eu zic că e o stare. Eu nu m-am simțit mai bine și nici nu n-aș dori să mai fiu tânăr vreodată, știi? De ce? Când ne au pe unii... Spune asta... Aș vrea să fiu din nou tânăr. Nu, trebuie să-ți duci până la capăt toată chestia acum. Serios că la asta nu mă așteptam, ca un Rembo al României, ca la 17 ani, păi cine... Cine eu când am scos volumul ăla în 1971, Rembo Negustoru, era deja 85. Nu, da, în 85, cred, Rembo Negustoru, știi? Pentru mine a fost un model Rembo, dar ia câte că până la urmă am devenit și eu un mic negustor, n-am, nu chiar sclav, nici aur, nici, în fine. Hai să le spunem tinerilor mei, prieteni, celor puțini adevărat care... Săptămâna trecută mi-au zis că Stradivarius e o firmă de fashion. Cu Rembo ăsta e un poet genial care între 17 și 19 ani chiar și-a a fost opera. O lumină și-a terminat opera și după aia chiar s-a făcut negustor. Da. Eu, de pildă, nu cred că Mircea Dinescu, cel de azi, de acum, care și-a cafeaua cu mine în clipa asta, și-a terminat opera. Păi stai puțin, înseamnă că tu nu citești Cațavenci de vreo 4 numere încoace, în fiecare săptămână, pe prima pagină în Casa Vencii, public câte o poezie inedită. Au fost ani în care n-am scris poezii. După 89, cât am fost președinte al unui scriitor, a fost perioada cea mai sinistră din viața mea, n-am scris nicio poezie, de exemplu, timp de 2 ani de zile. La maturitate, m-am apucat din nou de versuri. Deci maturitatea se cheamă asta, nu? Bine, probabil, da, nu știu. S-a schimbat dacă mare lucru. Da. În filmarea din 97 aveam de-a face cu Mircea Dinescu cu niște încălțări roșii de toată lauda. Acum sunt și mai... Am trecut pe perioada galbenă. Știi că am fost complimentat pentru acești pantofi. Și mie îmi plac. Da. Îi schimbăm după emisie. Văd ce știi, Thomas Mann îl descrie pe diavol. Așa? Cu pantofi galbeni. Cu niște pantofi gălbiori, așa, știi? Și am fost fascinat de chestia asta, m-am uitat întotdeauna când stau în preajma unor oameni, care dintre ei are pantofi. Și atunci imit și eu pe dracu, din când în când. Cum e cu mărgelele astea de
Colierul din bomboane de colivă? Că asta e cea mai este un soi de cochetărie cu moartea, așa, știi? Am o poezie în care descriu uite toată... Uite ce am adus. Toată... Iubirea mea, da, da, din tâi, moartea mea... citește ziarul, se asortează cu asta colierul din bomboane de colivă, numai că acolo e mai multă ironie, da, da, și farme cu, cum ați zis mai devreme, maturității. Nu-mi place asta cu maturitatea, mi se pare implacabil, așa. Da. Hai să, hai să citesc poezia asta. Ia să văd. Se cheamă Dame în Tango. Cu cât îmbătrânesc, mă simt mai tânăr, mai pofticios și mai curtat de zei. Moartea îmi pune mâna pe un umăr și parcă mă invită în patul ei și mă ajută gală și lascivă să-mi dau jos paltonul meu de lemn. Poartă la gât bomboane de colivă și un tainic păhăruț cu un de lemn. Și nu înțeleg cum la apusul iernii se surpă peste noi un crâng de maci. Noi fiind îndrăgostit, mâncau ar viermii. Sărută-mă și șoptește ea și taci. Absolut super, da, mulțumesc. Este, da. O știam, aproape da, că am învățat-o. O cochetărie, o cochetărie. Ei, o cochetărie amară. Păi toată viața cochetăm cu moartea, știi? Eu am fost mai obsedat de moarte în primul meu volum de versuri, știi? Chiar și aia, sunt tânăr, doamnă, vinu-mă, știi? Acolo e moartea, de fapt, nu e o doamnă. Da, ia să, multă lume hai să recităm împreună din proprietarul de poduri. Cum era cungerul de gât? Pe vremuri când era urât, dormeam cu îngerul de gât, la masa lui, la masa mea, eu mă treceam, iar el trecea. Îngerul meu, unde te duci? Anii se scutură de nuci, lacrimile până-n plopi, eu se mă încer, tu se mă îngropi, hai, bea un vin de mai gălbui, la masa necuratului. În fine, mai îmi amintesc așa câte o frântură, da. Hai să luăm povestea asta a cochetăriei cu moartea de la grădinarul Gheorghiță, care îmi place de mor. Gheorghiță, grădinarul. Era tatăl mamei mele. Eu sunt un mic emul al lui. El a fost un mare curvar și un mare bețiv. Când s-a îmbolnăvit odată, a vrut bunica mea să-i dea lapte și a spus: ce e asta? Lapte? Păi ce-a mâncat vaca struguri să beau eu lapte? Era o mare figură. Și cum îi cântau țiganii la colivă? A fost grădinar la un boier bercean. Nu are legătură cu ăsta din Oltenia. Da. Și după comunism el și-a făcut o grădină, nu știu ce. Dar pe vremea când era încă la Berceanu, cântau țiganii, când mai beau și ei un par de vin sub geamul lui, că le dădea de bu. După aia spunea așa: Nea Gheorghiță, grădinarul, are 7 porumbare și cu magazia 8 n-are un porumb de copta. Fiindcă el pe melodia ne-a alecu taiu aia și berbecu. Nu-l interesau banii. Bunica mea era mai... Ea era... Îi punea la saltea, da, când mergeam și vindeam... Eu la 5 ani mergeam la piață cu ei și vindeam semințe de flori, legume, nu știu ce. Și bunica mea se ducea pe-n târg cu ceasul lui de argint la buzunar și se plimba boier, așa, și bunica mea vindea și punea banii la teșcherea, așa. Nu-l interesa, niciodată nu l-a interesat chestia asta. Ce om grozav! Și de la el am învățat să gătesc, pentru că stăteam pe malul Dunării, pe vremea comunismului, mi-a el s-a privatizat. Alex Ștefănescu, da, despre, că astăzi mâncăm raci, zice, asta e o poveste, da. Nu, că în fiecare zi avea, zice, dar racii erau de fapt niște ardei iuți. Erau ardei iuți roșii care se coceau pe jar și după aia se punea puțin ulei și se punea și puțin oțet și se pisau așa și întingeai cu mămăligă în ei. Păi nu se umfla limba omului de usturime? Nu, băi, de la usturoi o să râzi. Până și există o alifie pentru hemoroizi din ardei iute. Mă învăța cum să coc ardei, cum să face mămăliga și când să o mesteci. Și eu o luam ca o joacă. La 5 ani, cu ce mă jucam? Cu un făcăle și cu un ceaun și cu flacără. Cum i-a zis profesoara asta de socialist științific de la Slobozia, i-a zis tatei, de ce citește, nu? Deci m-au prins, în timpul orei citind, directoarea liceului, care era profesoară de socialist. Și l-a chemat pe taică-miu la școală. Și a spus... Adică era un delict? Avem probleme. Era un delict, da. Și eu îi spusesem, vezi că s-ar putea să... Da, știi, eu vreau să fiu scriitor. Era în clasa 9, așa. Și taică mi-a zis, știi, dar el zice că ar vrea să se facă scriitor. Și a venit taică, mă, zice, asta care e deșteaptă, măi, o femeie deșteaptă, a zis că tu nu ai cum să devii scriitor. A crezut-o? Da, a crezut-o și eu... Am început să citesc, îmi stingea lumina, nu cumva să citesc el. Săracul avea 4 clase, știi? Pentru cititul era ceva periculos.
Citea el o carte uriașă, așa, aventurile Lucreției Borgia și ale cavalerului Buridan, prinsă niște copersoare mari și o ținea în șifonerul, o încuia. Știu volumul ăla, da? Chiar. Și, cred că n-a terminat-o până a murit, că el citea câte 10 rânduri în fiecare seară și cădea pe frunte, așa, avea o chestie pe frunte, cum avea Gorbaciov chestia aia roșie, așa, de la cartea aia. Și eu cred că de acolo s-a gândit el, bă, cărțile sunt periculoase, firarele dracu, știi? Și când în închidea cartea, îi trecea. Și citeam pe ascuns cu lanterna sub plapumă în perioada aia. Ce n-a crezut profesoara de socialism? A crezut domnule Ștefan Bănulescu? Da, Ștefan Bănulescu și chiar și televiziunea română de pe vremea aia din 67. Știi că există pe internet unde recit eu... am scris o poezie, nu știu, cu o voce așa foarte ciudată. Au venit la școală, ei au aflat că vine televiziunea română la școala din Slobozia, au văruit școala, chestie mare, s-au îmbrăcat toți frumos și eu zic, domnule, vrem să stăm de vorbă. Este un tânăr poet care e considerat un nou Nicolae Labi și așa, în revista Luceafăru. Și m-a chemat directoarea la cancelarie. Ei au spus, ea foarte mirată, Cedinescu adu catalogul. Și, mă rog, m-am dus în clasă, i-am zis, doamna profesoară, vă rog să-mi dați puțin catalogul. Aia spune, cum să dau catalogul? Păi zic, îl vrea doamna directoare, că au venit niște domni de la televizor. Bine, aveam note proaste, trebuie să recunosc. Serios? Că, în fine, a venit cu catalogul, le-a arătat, uite, aici, la purtare, bineînțeles. Deși nu eram rău, eu acum am dat seama, eram o blândețe de băiat, dar atunci, faptul că nu umblai în uniformă, te prindea pe stradă, că n-ai uniforma aia albastră de câls, nu știu, era așa... Te nota că ai fost văzut așa. Am fugit de la o oră, era gara aproape și îmi plăcea mirosul de locomotivă. Voiam să fug din Slobozia, asta e adevăr. Și pentru mine și acum, mirosul de locomotivă e ca un drog de aia, cu aburi, cu cărbune, nu asta de... Numai și mă duceam în gara și mă uitam la trenuri și într-o zi mă urc în tren și gata. Și până la urmă am fugit. Știi că am fugit. În clasa 11 am rămas să corijem la chimie. Am fugit de acasă cu încă 5 elevi. M-am dus la Lupen să mă fac miner. Îți dai seama ce tare am fost? Asta nu știam cu minerul. Am ratat întâlnirea cu intelectualii din 91. Și cu încă 5 colegi. Și până la urmă am rămas repetent prin neprezentare la corijență. Și am repetat clasa 11-a. Dar am făcut 13 clase, ceea ce îți dai seama că am acumulat ceva. Deci de aici corijent la cele sfinte. Da, probabil că de aici rămas, vine, da. E, și până la urmă a venit taică-miu, ne-a luat urma așa, n-am intrat în mine, trebuie să recunosc că am fost destul de lași, fiindcă eu vedeam minerii la televizor, știi, și la televizor i-a arătat după ce făceau duș. Știi cum ies minerii din șutul? Sunt ca negri, pur și simplu sunt negri. Negri nu li se vede decât albul ochilor, de la cărbune, la cel puțin atunci. Și când asta. Am văzut cum ies acolo, eu țineam totuși la fața mea. Bine, trebuie să recunosc că aveam și o fată de care mă îndrăgostisem de la Lupen, într-o tabără, nu știu ce, și m-am dus acolo să renoiesc ceva, o chestie sentimentală. De fapt, era o idilă la mijloc, lumina. Acum, în fine, a venit taică-miu și a zis, bă, maică ta nu mai doarme, moare dacă nu te întorci, nu știu ce, hai. Și m-am întors, calașul. Dar mama și tatăl, părinții ăștia grozavi, care, orice s-ar spune, erau părinți minunați. Și maică-mea de bună, era o femeie extraordinară, de bună că de la maică-mea. Maică-mea avea 7 clase, fusese premiantă și a obligată, Badea Gheorghe a măritat-o, că ea voia să facă școală, liceu, nu știu ce, știi, și nu, a măritat-o la 17 ani. Eu, pe fratele meu l-a făcut la 17 ani, la 18 ani, pe mine la 19 ani, la 20. Dar mama asta... deșteaptă și dârză, a apucat, ce a zis, sunt curioasă, când a văzut că fiul ei a luat Herderul pentru poezie, a luat premiul Academiei pentru literatură. Maica mea n-a apucat, din păcate, ea, în clipa în care am fost arestat la domiciliu, fratele meu a avut de la naștere o boală la ochi și exact în perioada când eram eu arestat la domiciliu și nu m-am putut vedea, a orbit. Și eu eram arestat, era frică să nu mă omoare Ceaușescu, că bine, lumea nu știe ce era atunci. Ce... Hai să spunem și asta. Și tipul s-a îmbolnăvit foarte tare, a făcut de supărare, știi, așa, și am, după a venit Revoluția, nu știu, am fost pe cai mari, pe urmă, când l-am dat afară pe Eugen Barbu din Uniunea Scriitorilor și au început atacurile alea infernale la adresa mea în România Mare, că sunt spion, că nevastă mea e KGB, că nu știu ce, în fine, toate chestia și soacra, mama fost... curvă, care nu știu ce. În România Mare s-a scris că eu sunt fiul lui Ceaușescu, că maică mi-ar fi fost femeie de servii la Comitetul Central. Știu, am și că sunt, da, îți dai seama, niște bază acum, dar lumea
proastă, ca zic, știi că au crezut oameni. Că după ce a fost eu glorios așa, într-o zi eram cu mașina, aveam un Mercedes de la 1500 de mărci. Se scria, zice, are un Mercedes de lux, era cel mai amărât de alea. Și era și plin cu cărți, da. Eu știu. Băi, stai puțin. Imagine... Și la un stop așa? A venit o cucoană de asta, gen România Mare, o tipă de asta așa. Și am zis, trădătorule, și mi-a făcut o flecmă peste fereastră, la 3 luni de la revoluție. Băi, și mi-am dat seama că atunci pentru mine, băi, ideea cu gloria, cu nu știu, e o iluzie stupidă, nu știu. E, și în perioada când s-a îmbolnăvit, maică mea să băga România Mare, băgau niște băieți de ăștia pe sub ușe ca să citească, nu știa. Și a făcut un șoc, a făcut leucemie și a murit în Germania, n-a apucat să vadă cum îmi revin, eu eram într-o perioadă de nevroză de asta sinistră, n-am scris nimica. Am avut noroc atunci, după aia m-am apucat cu Doru Bușcu și cu băieții de la... Am scos Academia Cațavencu și am scris timp de 20 de ani pamflete săptămânal pe Vesele prima pagină. Vesele și triste. Vesele și triste, da. În fine. În martie 89, când eu eram abia studentă, micuță, și da, la biblioteca lui Carol aici, unde citeam la sala de lectură zilnic, și aveam foarte multe prietene la raft și la indexurile de cărți, mi-a adus Liberation pe șest. Interviul meu de Liberation. Ei, cum suna pentru un om, asta trebuie să știe tinerii, cam cum i-a sunat mie în urechi și altora fraza aia de la sfârșitul interviului. Cred că am interviul în... E aici, da. În care Mircea Dinescu, cel care atunci avea 31 pic de ani, îi spune jurnalistului francez, și du-te, întoarce-te acolo de unde ai venit și spune-le că Dumnezeu și-a luat mâna de pe România. Și-a întors fața de la român. Da. Păi era ca piatra de mormânt. Și era destul de tare chestia. Că eu le tot spun așa, măi băieți, eu am această chestie, care asta, eu l-am înjurat pe Ceaușescu cât a trăit, nu după ce a murit. Hai să zicem secvența aia cu 81, ultima întrunire a scriitorilor în 13 octombrie 1981, că mi-au povestit atâția despre asta. La un moment dat, la Uniunea Scriitorilor, s-a format o echipă condusă de Eugen Barbu din Umbră, care au propus lui Ceaușescu să facă Uniunea Scriitorilor Comuniști. Da. Și au reușit să-l atragă pe Nichita. Mai era cine, Lâncrânjean... Erau Paul Angel, era Dumitru Popescu, că l-am văzut acolo. Nu, Dere Popescu nu era. Nu, n-am zis. A, Dumitru era Dumitru Popescu, Dumnezeu. Da. Dumnezeu. Că el și ei au propus să facă Uniunea Scriitorilor Comuniști, pasămite, noi suntem, și eu eram băgat pe lista aia, suntem Agenția Europei Libere, nu știu ce, cum se scria în săptămâna, că în săptămâna, pe vremea comunismului, erau înjurați, nu numai că aveau o pagină unde înjura tot timpul Europa Liberă, toți scriitorii transfugi, așa cum l-au nenorocit pe Carion. Bine, Carion s-a nenorocit singur, din păcate. Au fost dar mai multe elemente acolo. I-au publicat chestiile lui pe care le duse la securitate, în fine. Cum l-a văzut Mircea Dinescu, cel de atunci, tânăr și turbulent, pe Ceaușescu? Nu pot să spun că am avut în familie porniri anticomuniste. Ca dovadă că prima mea carte de versuri e o carte de poezie de vârstă fericită, ca să zic așa. Chiar nu e o invocație carte fericită, nimănui. Da, chiar e o carte fericită. Pe parcurs am început eu să înțeleg lumea asta sucită a sistemul a cumplit, pentru că în anii 67, 68, 69, 70 au fost anii cei mai buni ai României. A fost dezghețul ăla în toată Europa. A apărut în Polonia sindicate libere, da. Cehia, nu știu ce. Inclusiv în România, trebuie să recunoaștem, apăreau la Editura Universală Romul Munteanu toate cărțile astea. Tu știi că în RDG, eu am cunoscut o RDGistă care venise în România, învățase limba română, așa, să citească Kafka. Kafka nu a apărut în RDG decât după căderea zidului berlinez. Știu asta. La noi apăruse Kafka. Mergea în piața Amzei și apăruseră niște magazine de-astea de la Gostat. Atârnau șuncile afumate în vitrine, mergeai în piața romană, era un vânător, un magazin unde găseai icre negre, icre roșii, avea o lopățică de aia de supă, știi, tragi că îi spuneau 100 de grame sau 50 de grame de icre, nu costau foarte mult. Găseai fazan, iepuri, era o nebunie ce a fost. Acum nu există așa ceva, ce exista în 69. Am colecția de magazin istoric. Nu a apărut nicio poză de a lui Ceaușescu
până în 71 în magazin istoric. Măi, este de necrezut. Au fost niște ani, așa, era plină România, prin Slobozia, unde eram eu, erau mașină lângă mașină, italieni, cehi, redegiști. Deci noi n-am reușit, după 30 de ani de capitalism, să refacem ce a fost în anii aia, știi? Mi-a zis așa, că nu vă place nici comunismul, nu v-a plăcut, e clar, da. Era visceral respins, da. De Mircea Dinescu, da. Cel, dar nici nu, capitalismul ăsta nu vă place. Eu am început cu poezie de dragoste. Când a intrat dezgustul în fibră? Că asta nu, nu era dezgust, era un soi de respingere ironică. Deci nu eram deprimat. Și, din contră, mi se părea că faptul că pot să bag niște strâmbe la adresa sistemului, aluzii la Ceaușescu, am un versul înainte, nebunul dărâmă satele și, pe urmă, nu știu ce, îl aplaudă, da, nu știu, da, ce. Da, sau da. Despre dosar. Eu care am ajuns la CNSAS, în 1978, am o poezie care începe așa. Dosarul meu crește ca pâinea bună. Se umflă, pârie, dospește lin. Iubito, vom petrece împreună sub streșinile lui de vinilin. Ia și părinții, ca să nu fim singuri. Ia și umbrela pentru orice risc. E toamnă în vorbe și ne plouă în linguri și cad din pomi agenții de la fisc. Asta mi-a părut... Incredibil, da. Tu, ca scriitor, predai la editură manuscrisul, da. Și îi trimiteau la cenzură. Exista cenzură, era Aurel Martin, un bătrân, și el era tot critic literar, așa, mai și mai închidea câte un ochi. O dată am fost cu o carte, am închis ușa, așa. Cheia, și dintr-un de-asta de metal, dintr-un seif, așa, da. Pac, scoate un litru de vin, era și de-asta aproape, că el la banii lui, că avea o de-la de surcică, două pahare, ce dragul meu, zice, hai să discutăm. Ce am aici, o problemă. Bine, erau cuvinte tabu, întuneric, foame, frig, nu știu, da, ce, da, mă rog, da. Și alte organe de conducere. Și știi ce vers mi-a scos el? Și mă retrag ca un mesaj, nu știu ce, pentru vremuri, mă retrag într-o sticlă golită de vin. Deci asta cu mesajul și cu... Aproape, el era obsedat de sticla lui de vin ascunsă în... până acolo, că era ușor alcoolizat așa. Gândește că eu am reușit să scot cărți până în 85, a fost ultima. Da. Așa e. Și ultimele, cel mai greu a fost când s-a desfințat cenzura. Pentru că până atunci intrai la discuții, da, cu atunci ei. Atunci orice carte era în câmp liber. Nu, era după aia clar. Nu. Da. Îți trimitea, la ce, se chema direcția cărții și nu știu ce, și aia citeau, citeau și trimiteau înapoi manuscrisul la redactorul de carte, Florin Mugur. Și Florin Mugur spunea, dragul meu, 10 poezii nu poate să apară. Păi zice, deci, păi eu am venit de la... sunt respinse la... Da, atunci era fără negociere. Eu am spus, da. Zic, domnul Florin Mugur, știți care e chestia? Eu am fost în sală când Ceaușescu a spus că a ajuns conștiința scriitorului român atât de înaltă încât nu mai e nevoie de cenzură. Și atunci toată scriitorimea română care era n-am oficializată... aflat. Da, i-au trimis scrisori de mulțumire în presă, nu știu. Deci am fost prima țară socialistă, comunistă, în care s-a desfințat cenzura. Olălau de la adresa lui Neanicu de necuprins, ale scriitori români. E, de atunci eu am avut probleme. Și cu cartea asta, cred că era chiar asta, cu ori exil pe babă de piper, ori Rembo negustor, cred că exil pe babă de piper, aia din 83 în care era, eu am spus că... lui Florin Mugur, că îmi pare rău, eu nu renunț, că zic că în România nu este cenzură. Zic, nu pot să fiu un scriitor cenzurat într-o țară fără cenzură. Și la prima ședință de partid de la România Literară, am spus, stimați colegi, am predat un manuscris și mi s-a spus că 10 poezii sunt cenzurate. Eu nu accept să fiu cenzurat asta, pentru că dacă spuneam la Europa Liberă, spuneam, du-i-mă, nu, la ședința de partid am spus asta. Zic, de săptămână, dacă într-o săptămână nu mi-apare cartea, zic, o să fiu cu un carton pe piept în curtea unui scriitor și spun, sunt un scriitor cenzurat într-o țară fără cenzură. Scurpă, doi, salut. Atunci au apărut pentru prima dată băieții, au mușinat de frică, pentru că lor era frică să nu se audă în străinătate, nu știu ce. Și ce s-a întâmplat? M-am dus la Florin Mugur și auzise deja. Ce mie, și să vedem ce putem să facem, nu știu ce. Și cu o zi înainte de ziua pe care o anunțasem eu, la Uniunea Scriitorilor sau la Ministerul Culturii, nu mai mi-amintesc, Florin Mugur, cred că era Dulea, nu știu dacă era chiar colonelul Achim care răspundea de Uniunea Scriitorilor, în orice caz, unul dintre ei, nu știu ce, și a spus, Mugur, fii atent, evreu subtil și nu știu ce, a spus, mie, și uite, mi-am gândit la o situație. Ești de acord
să pui că aceste poezii nu le-ai scris în România și sunt să petrece acțiunea lor în alte țări? Nu prea fusesem decât în Serbia, cred, la ora aia. Zic, cu mare plăcere. Sunt de acord că să nu umblu la text. Și am pus, era o poezie care începea așa. Nu mai e bere la berărie, mor cartiere, latră tramvaie, pe umejoare ruguri de paie, se coche eretici de meserie. Doamnă cerneală, du-te-n praie, fă-te pădure, doamne hârtie, la berărie nu mai e bere, putea cu tremur, ținte de clanță, iare de lucru la manutanță, iar or să facă proști avere și o să admire de la distanță curajul nostru crescut în sere. Și în timpul ăsta e rot, chiar taie și timpul... Mă rog. Incendiară. Da. Incendiară. Zic, München, da. E bine? A? Perfect. München. Și pe urmă n-a fost München, a fost Berlin. În 88 a fost Berlin, hai să zicem. Hai să spun asta. Dar când mi-a tradus, ce era asta? Era o poezie, ideea mea, eu le spun. Eu vreau să reabilitez realismul socialist. Pentru că realismul socialist a fost făcut greșit. Fiindcă eu, când eram în clasa a șaptea, am auzit prima dată realismul socialist. Și era o carte, se chema Pâinea Alba, unui scriitor de la Cluj. Ce era tema acelei cărți? Era următoarea. Dom'le, țăranul român, pe vremea burghezii, a mâncat numai pâine neagră. Și a venit comunismul și acum țăranul mănâncă pâine albă. Și chestia lăsau, și care era? Nu, în Slobozia. Se lăsau duși de asta așa? Ăsta era și... Și în Slobozia nu se găsea decât pâine neagră și intermediară la ora aia. Numai în București, când venea o soră de-a lui maică, mea ne aducea franzelă albă. Deci nu exista decât pâine neagră și intermediară. Și eu ce învățam la școală? Că eu mănânc pâine albă, deși în Slobozia se găsea numai pâine neagră. În fine, în clipa în care a tradus Werner Zoller poezia mea în germană și am recitat-o după 89-1, nemții erau jos de râs că părea că sunt un poet suprarealist și de o subtilitate nebună, că în limba germană nu s-a rostit niciodată această frază, nu mai e bere la berărie. În Germania de 700 de ani era bere în fiecare zi. Cârciumile alea în fiecare zi aveau bere. Chiar și pe vremea războiului. Și asta era, părea o banalitate în fonțiera. Nu se găsea bere la berărie. De acum, după 27 de ani, cum stau lucrurile? Ce crede Mircea? Se găsește bere la berărie. Dincolo de bere. Mircea Dinescu de acum crede că un occidental, oricare ar fi el, care a avut bere 700 de ani neîntrerupt, că vorbim, poate să înțeleagă, are fibră pentru omul balcanic de care vorbeam noi împreună odată, care e altfel, ăla din fosta enclavă comunistă. Măi, care... Să știi că în Germania eu am avut un șoc aproape, câtă lume citește poezie, știi, la întâlnirile astea cu cititori, vin foarte mulți oameni. Am avut o bursă la Eden Coben pe Weinstrasse, așa, era o fundație culturală, măi, și veneau oameni care plăteau intrarea, nu știu cât se plătea, 10 mărci, 20 de mărci, da, așa. Acolo totul e cu plată. Și veneau 200 de oameni la chestia asta să asculte poezie, știi? Deci există o categorie, sigur că ei au presă și Frankfurt Allgemeine și acum are tiraj de peste 1 milion de exemplare și se publică și eu am publicat la Frankfurt Allgemeine poezii și înainte de 89 și după aia. Au această chestie cu cultura, neamțul, oricât ar fi de el de, nu știu. Dar când a apărut la ei, tot în 89, când a apărut Mamutul și literatura, că eu tot insist, asta era, astea nu se asta mai aia, știu. Înainte de 89, am fost invitat la un colocviu literar la Berlin. Vesului, uite, domnule, a fost la Berlin înainte de 89, da. Am fost și la Paris, la un festival de poezie, împreună cu Ana Blandiana, cu Doinaș, cu Romulus Vulpescu și nu mai știu cine mai era, și cred și Marin Sorescu, îți dădeau cu greu viza. Exista în nomenclatura de partid un om, Gogu Rădulescu, care a ajutat multă lume să plece în străinătate, nu numai pe mine. Mulți scriitori mi-au povestit despre el. Păi și pe Blandiana, și Manolescu, și Zigornea, și sunt mulți care au reușit să plece pentru că ce făcea Gogu Rădulescu? Soția lui fusese scriitoare, murise, nu știu ce, și el era între puținii intelectuali din Partidul Comunist în vârf, pentru că era doctor în economie pe vremea capitalismului, fusese elevul maghiar, chiar ceva asistent, adică în fine. Eu zic că era un rătăcit și pe acolo. Tipul ne chema pe la el pe acasă, mâncare bună, discutam literatură, punea muzică, era o figură, știi? Mai să și înjura, așa, punea o pleacă, așa, și în șoaptă, așa, se mai discuta. Nu îl înjura pe Neanicu, pe Elena o înjura, dar nu cu nume, arăta, făcea
sinistră, eu nu știu ce, știi? Gogu Rădulescu. E, Gogu Rădulescu dădea telefon de față cu mine când am avut, eram invitat, uite, la Berlin și a zis, tovarășul general, e lângă mine poetul Mircea Dinescu. Dați-i drumul să plece. Domnule, fiul de lăcătuși, mecanic, e un produs al sistemului nostru, nu știu ce. Nu i se dă viza, domnule, peste două zile trebuie să plece și... Pac, 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 și mă trezeam, eram... Păi nu știau cum își bagă calul troian în cetate, că după aia... Bine, după dacă aia n-ar... era în 88, că dacă n-ar fi fost bine, Berlinul, dacă n-ar fi fost atunci în Allgemeine Zeitung, în 89, eu am încremenit când am văzut Mamutul și literatura. În fine, și atunci, câți mai știu asta, câtă frică a îndurat totuși Mircea Dinescu? Când au apărut chestiile la Timișoara, atunci mi-a fost frică, am zis, bă, s-ar putea să-mi ia gâtul, că... Și vorba aia, decât să mor eu, mai bine să mor tu. Și atunci am gândit, dar până atunci e o chestie, știi, îți dispare frica. Îți dispare că e și orgoliu și faptul că ai un os în gât pe care îl scui pe așa și ai devenit un om liber, chit că stai la conservă băgat cum mă băgase pe mine. Adevărul că libertatea e atât de dulce și atât de firească pentru un om, libertatea asta i-a intrat lui Mircea Dinescu. Și mai e ceva, știi că până atunci, scriitorul român, există acum o sintagmă, domne, noi am făcut rezistența prin cultură, știi? Cum ar veni, domnule, noi ne-am văzut cărțile noastre, nu știu. Păi, domnule, și țăran a făcut rezistență prin agricultură și cizmarul prin acupunctură, că băga acul de cusut în cizmă. Toți. Era o dulce minciună cu care ne drogam. Și la un moment dat s-a auzit până 80 și, cred că în 87, că moare Ceaușescu, e foarte bolnav, s-au zis care, nu știu, leucemie, nu știu. Și mă gândeam, mama mea, bă, moare Ceaușescu, o să ne întrebe copiii noștri, bă, tâmpiților, cum a supraviețuit atâția ani? N-ați spus și voi adevărul? Așa a stat că voi faceți poezele, scrieți literatură, când vedeați analfabetul, cum vă dă indicații prețioase, cum se stinge lumina la 9 seara, cum se închid restaurantele, cum e numai un singur program de televiziune de 2 ore parțial color, o dată cu Ceaușescu colorat, o dată cu alb-negru, cu restul oși. Eu le povestesc acum, opresc la cetate, la mine, vapoare de-astea de croazieră. Hai să vorbim un pic despre asta, despre fericire. Cum se duce, a fost o fericire aia când Mircea Dinescu de acum 20 de ani, că cetate și portul fac 20 de ani de acum, anul ăsta cred că au făcut. Da. Și îmi place foarte mult povestea asta, când la un chef, la cine? La doctorul, nu? Era un șef de spital, de la Calafat, sau cum? Nu, am lăsat o carte... A lui Groșan, știu că e de la el. De nu la ți-i Groșan, spaima Constituției, știu de la Groșan povestea. Groșan inventase o parașută care, pe care o chema Nuții și care era asistenta lui Ion Iliescu, asta era. Și el avea un serial acolo, nu ți-i spaima Constituției. O blonduță care nu știe. Bine, ca să vezi literatura cum cheamă realitatea. Și acea Nuții, în fine... Când și-a terminat el serialul, am scos o carte, chiar eu am scos-o la fundația mea și am lansat-o la Craiova. Și la Craiova a venit un domn, doctorul Stelu, era directorul spitalului din Calafat, și a spus, domnule, sunt un admirator al vostru, nu știu ce, al meu, ce ziua mea și am o casă pe malul Dunării, la Maglavit. Când am auzit de Maglavit, eu știam de la străbunica mea de Petrache Lupu. Păi mi-a zis Groșan și dintr-o dată Dinescu a zis... Păi, domne, acolo la Maglavit, unde a venit Dumnezeu... În inspecție. A venit Dumnezeu în inspecție. S-a născut un fenomen, fiindcă veneau ăsta, în povestea străbunica mea, mii de oameni cu căruțe, ologi, chestii, orbi, nu ce, să-l atingă pe cioban să facă bine. A fost un fenomen, s-a stins după un an, doi, dar s-a reaprins cu ocazia războiului nostru cu alături de nemți și l-au dus generalul, mareșalul Antonescu, l-a dus la Cotul Donului să-i binecuvânteze pe soldații români. Au murit trei sferturi și restul în sine. Și asta din niște memorii pe care le-am citit. Și Petrache Lupu, dar eu știind de la străbunica mea, a fost și când a fost botezat fiul lui de regele Mihai, fiindcă Petrache Lupu are, cred că trăiește fisos, dacă nu fi murit și el, Mihai îl cheamă botezat de regele Mihai. Deci a fost o chestie foarte tare și eu când am auzit într-adevăr, cum, unde aveți casă? La Maglavit? Acolo unde... Și v-ați dus cu toții. Și ne-am mutat la doctor, că avea o casă frumușică acolo, un chef, nu știu, și de la casa doctorului pe malul Dunării, un cot al Dunării așa,
Eu zic, dar ce se vede în zare acolo? E un port vechi, a fost un port agricol, nu știu ce, la 1880, până au fost grăniceri, dar e dezastru. Îl făcuseră italienii, nu? Păi era... Meșteri italieni, a? Făcuți la 1800... La 1900 se știa de el, era deja... Păi este, da, e, la 1900, la portul cetate, erau 110 firme de import-export cereale. Eu am mers să vedem portul, așa? Că bătea vântul, voiam să pescuim, și e tapetat cu piatră, nu știu, și eu văd o casă desenată frumos, așa, și când mă duc să văd, înăuntru era crescătorie de purcei, nu mai avea geamuri, nu mai avea acoperiș, în schimb avea niște balcoane în stil neoromânesc, așa, și îl întreb pe doctorul, ce cu chestia asta, cu casa asta, cu purcei acolo? Măi, zice, s-a scos la vânzare, că, zice, au fost grăniceri din 45 până 90 și s-au mutat în sat și a dat-o primărie. Dar ăștia au furat de pe aia toată lemnăria, nu știu, și primăria vinde pentru cărămidă. Măcar să scoată un ban pe cărămidă. Și zice, a luat un doctor, doctorul Cârjoi, fie țărâna ușoară, că nu l-am cunoscut, dar m-aș fi dus, aș fi vrut să-l... Și zice, n-a putut să scoată cărămida, că era atât de bine lipită, pentru că italienea veneau de prin Veneto, de pe lângă Veneția, pe acolo, și băgau în... M-am interesat, în mortar, de la fabricile de zahăr, băgau melasă să nu roadă apa nisipul ăla din... Și doctorul Cârjoi n-a putut să scoată cărămida, și care câștigase licitația și n-a mai dat banii. Așa am luat eu la a doua licitație, la preț de cărămidă, și am refăcut-o după 4 ani de zile. Și, în fine, după aia am făcut o fundație culturală, festivaluri de film, nu, de... Nu povestea asta, o vreau, că a fost în toate ziarele și e cunoscută. Mircea Dinescu e fericit acum? În ceea ce privește cantitatea de fericire, așa, pe care au suportat trupul și mintea mea, am fost mai fericit înainte de 89. Deci fericirea nu ține de sistem. E adevărat. Nu poți să spui la mine... Eu am avut o copilărie fericită. Pentru că ce? Mâncam în fiecare zi cartofi prăjiți, numai duminica să tăia o găină, să făcea o ciorbă, nu știu, și, sau o tocană de aia simplă. Eu am crescut într-o lume atât de liberă, încât în perioada când oamenii, eu știu, foști miniștri sau oamenii din nobilimea română făceau pușcării în anii 55-56, pentru că doar spuneau un banc la o cârciumă, eu auzeam la mine în cartier la Slobozia, în jurături la adresa lui Stalin și Lenin. De ce? Pentru că la o mică distanță de cartierul nostru era un cartier de țigani care fuseseră deportați la Bug și se întorseseră în jumătății din Slobozia, și în semn de admirație pentru Stalin și Lenin, toți copiii lor purtau nume Stalin, Lenin, și auzeam, Lenine, băgatea și măta, vino mai repede să, că e, să răcește ciulamaua. Fabulos! Staline, măta, ai ciordit aia. Deci eu auzeam în jurături la adresa lui Lenin și lui Stalin cu voce tare la noi în cartier. În centru însă, pentru înjurat Stalin în șoaptă, se făcea pușcărie. 10 ani, 15 ani, 20 de ani. E un paradox al acelei nume. M-am gândit și la fericirea aia a Revoluției. La momentul ăla cu tabu, aia n-a fost o fericire. Nu, nu, n-am fost fericit atunci, pentru că securiștii mi-au plecat la vreo 2 ore după ce a zburat Ceaușescu de pe acoperiș. Înainte să fugă, au venit ambasadorul Olandei, Kunstorch. Știu povestea. Fie țărâna ușoară, că a murit de câteva zile. Am auzit că a murit de curând. Da. Și cum a zis, Mircea s-a terminat. Nu, a strigat, a venit cu mașina. Până atunci el era o mare figură și prietenul nostru cel mai bun, al meu, și după aia a devenit și prietenul Pleșu și, în fine, alți câțiva... N-am zis nimic de scrisoarea celor 7 care singuri într-o lașitate generală, care și-au riscat totul pentru Mircea Dinescu. Și lângă ei fuseseră alți 60 din exil. Dar, și acum mă întreb, cât anticomunist și ce umflare în pene când ei erau doar 7? Dar știi care e chestia? Care, dacă citești, mi-a zis cineva, eu n-am citit jurnalul Paler. Așa. Eu, apropo de frică și... eu m-am gândit că, domne, când am avut ideea asta, domne, o să moară Ceaușescu, să ne facem de râs, eu am vorbit cu Andrei Preșan, bă, Andrei, hai mă să ne lăsăm umiliți, să dărâmă satele, nu ne apar cărțile, că nu mai am... Că mi se resmisese cartea, nu mai ținea cu Berlin, Viena cu nimic, și Japonia. Am pus și capitala Japoniei, că aș fi scris o poezie. Zic, hai să, băi, să ne... dacă suntem mai mulți, n-au ce să ne facă, scritori importanți. Și Andrei a fost de acord. Și am scris o chestie, vorbise cu Kunstorch, așa, un protest al scritorilor români. Și la socrii mei acasă, că eu stăteam într-un subsol atunci, într-un demisol,
am vorbit cu Andrei, mai hai să chemăm vreo 12 inși așa și să semnăm. Am vorbit cu cunștor, că el o dă pe, asta, pe presa internațională, exact. Nu știu ce. Și am făcut un text cu dărâmarea satului, cu frigul în case, cu laptele pentru copii. Și într-o dată din cei 12 promiși au mai venit doar câțiva. Nu, au venit tu, nu. Au venit toți? Au venit toți. Și în clipa când am citit textul, Paler a spus, dragii mei, vă spun ceva, eu îl cunosc pe Ceaușescu. Ne vor omorâ pe toți. Dacă citește Ceaușescu stilul ăsta pamfletar al Udinescu, suntem terminați. Gândiți-vă că avem copii la școală, nu știu ce. Și s-au fleșcăit toți. Aici trebuie să facem un alt text. Sunt de acord să facem, dar mai cumpănit, mai nu știu ce. Și am zis, domnilor, băieții află repede. Mergem cu trabantul oficial al lui Andrei la Cun și Cun diseară toată presa internațională, scriitor român. Adevăr că atunci Cun a trimis prin valiză și diplomatică. Și Păi, toate textele mele Cun le-au trimis după aia. Și cât am fost arestat la domiciliu... Fie lăudat. Atunci când nu eram filmați, am vorbit amândoi la o masă așa, în șoaptă, că va veni și vremea pulovărului. Eu n-am acel înțeles plover, cum. Știi că... Nu știu ce idiot a scris, domnule, ăștia erau vorbiți cu plovări, că eu am apărut în plovări și pe urmă Iliescu și Roman tot în plovări. Și am zis, domnule, păi dacă era vară, eram în maieu, eram cu mânecă scurtă. Ca și cum iarna, plovărul e o chestie, înțelege, un soi de lovitură de stat al unora cu plovări. Cu ochii de acum, erau zic eu, ai comentatorului care critică pulovărul, ar fi vrut să fiți la cravată toți, în probabil. În clipa în care, când au fugit securiștii, după ce a venit cu un ștorc în fața casei, da? Și nu l-au lăsat securiștii, l-au împins în mașină și el a strigat, Mircea Ceaușescu s-a înțeles că a murit. Ceaușescu a fugit, a spus el, nu știu ce. Și vecina noastră, casa în care stăteam eu cu chirie, era mai în spatele altei case din fața așa. Și a plecat cu un ștor și a venit vecina, a spus, domnul Dinescu, și ce a zis băiatul ăla care îi conduce pe aia de la poartă, erau 6 inși pătură de câte așa. Când întâi va muri Dinescu și pe urmă Ceaușescu. Și atunci m-am gândit, mamă, cam nasol. Da. Deci era mă gândeam cum situația. Să o iau eu, să sar garduri pe spate, nu știu ce. Dar după o jumătate de oră a venit tu cu coana respectivă, și domnule, s-au fugit securiștii la poartă. Și am ieșit în stradă, mi-am tras plovărul ăla pe croșetat de nevastă mea, de altfel, pe corpul meu de efeb, de acum, și când ieșeam pe stradă, a venit directorul editurii Criterion, domnul Coșgheza, prieten de-al meu, și m-am brățișanul și e fericit. Și când am ieșit în stradă, venea o coloană imensă de sute de mii de oameni care nu și-au luat carnete de revoluționar, deși Ceaușescu trăia și nu știu ce. Și el a spus, domnilor, ăsta e Mircea Dinescu, de la Europa Liberă. Da. Și m-au luat, m-au îmbrățișat, m-au aruncat în sus de trei ori, m-au prins o dată și m-au așezat pe un tap cu un steag în mână. E în clipa asta spre televiziunea română. Și a venit o cocoană și a strigat, nu mergeți că televiziunea e înconjurată de soldați cu arme, cu glonți pe țeavă. Nu știu dacă era securist, dar ăsta era realitatea, să spună cu glonți pe țeavă, m-am gândit pe urmă, cine știa să spună acea expresie. Și eu zic, mergem sau nu mergem? Gândindu-mă, băi, o să mor ca prostul pe un tab cu un steag în mână, ca într-un film cubanez, cu Fidel Castro. Și toată lumea, mergem! Și a zis că nevastă mea s-a uitat la mine, mergea pe lângă aia așa, și eu cu steagul ăla în vârful bățului, și am ajuns la televiziune, și ce s-a întâmplat atunci? Fetele care au în față, s-au dus, aveau buchete de flori, s-au dus la soldații aia și le-au dat soldați, i-a sărutat, nu știu, și unii au aruncat armele. Așa am intrat și pe partea aia venea Caramitru cu altă, și pentru că el era cunoscut după meclă, după față, ca actor, pe mine nu mă știa lumea, că eu n-am apărut la televizor decât cu nu știu câți ani în urmă, cu 20 de ani. Știau doar de numele meu. Și așa s-a făcut acest cuplu de băieți care au anunțat pentru prima dată în istoria omenirii la televizor o revoluțiune în care de pe o zi pe alta s-a trecut de la comunism la capitalism. În fața dumneavoastră se află eroul nostru, Mircea Dinescu, poetul. Peste 10 minute vom da un apel către populație. Vă rog să vă păstrați calmul. Sunt momente în care Dumnezeu și-a întors fața către români. Să ne uităm către Dumnezeu câteva minute înainte de a vă vorbi. Înainte de asta apelăm la toate forțele ale armatei noastre. Armata în București e cu noi. Dictatorul a fugit. Apelăm, facem un apel către Ministerul Forțelor de Interne. Să depună armele, să intre în cazarmă. Poporul e cu noi. Peste 5 minute vom face un apel
către toată suflarea română, către eroicul popor român. Victorios! Victorios! Am învins! Am învins! Am învins! Am învins! Las revoluția deoparte, ultimul minut pentru femeile la alegere. Ori din secolul trecut ca în carte, ori din secolul ăsta... Să recit o poezie care deja am tocit așa, se cheamă Cântec de inimă albastră. Îl știu, dar îl reaud cu drag, da. Cântecul ăsta. Mai știi cum te strigam pe atunci, icoană cu picioare lungi, veneai pe râu sau râu erai, curgeai în mine până în rai, cu limba preschimbată în bici, vânam pe coapse iepuri mici, coseam prin pulpe fân mieriu, erai mirasmă, eram viu, dar of, 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 de siși de ochi, acum de mine trag trei popi, carnea miroase de pe acum, ascândurică de salcâm, pe când mânzește muși din cai, mie țărâna-mi spune hai, mie ulcica-mi zice blid, iubire, măr rostogolit. Mulțumesc mai pentru trebuie azi. Să cochetăm cu Oana. Da, așa. O vreme. Și o vreme. Și aștept un alt prilej când vom pune aici un pui fript sau eu știu un crap mare. Vin la cetate, facem o chestie. Promit că vin și filmăm asta. Să mă joc acolo, dragilor. De poezia. Ileana, vino. Da. Eu zic că puteam face multe episoade. Da. Între timp eu am profitat de ocazie și m-am dus în librărie ca de obicei. Și ai luat... Da. A, uite, l-ai luat pe alea frumoase. Da. A, asta e selecția făcută de mine, da. Uite, asta mi-apare la Londra, la o mare editură, așa, și sper să dau lovitura acolo, că ăsta editorul a fost foarte mișcat de carte. Da, și asta e. Uite ce-mi place foarte tare, poezii clasice. Da, da, da. Adică Mircea Dinescu. Le știu pe amândouă. Da, și sunt... Sunt în ordinea inversă. Exact, asta am remarcat. E ca la albumele artiștilor. Păi măi, dau o lecție de clasicism, așa, într-o perioadă când toată lumea... plăcerea pentru lucrurile extraordinare. Știți unde ne-am cunoscut? Pentru cine scriu? La Brebu. Ileana Ploscaru-Panait.